Bună ziua și bine ați revenit în prima zi a Forumului Economie Circulare. Suntem în acest al doilea panel dedicat perspectivei economice a economiei circulare în România și în Europa. În martie 2020, Comisia Europeană a adoptat un nou plan de acțiune pentru economia circulară, unul dintre principalele elemente constitutive ale Pactului Verde European, noua agenda Europei pentru creștere durabilă. Noul plan de acțiune prevede măsuri de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor și vizează să pregătească economia noastră pentru un viitor verde, să consolideze competitivitatea, protejând în același timp mediul și să acorde noi drepturi consumatorilor. Salut prezența invitaților din acest panel, Carolina Tucanen, Project Manager, City of Tampere, Frauke Muth, Program Director în cadrul IEA and Norway Grants, Cristian Pocol, președintele Asociației RespoDE, Luminița Roșca, directorul Departamentului de Mediu din cadrul Stratos, Emilia Pisani din cadrul Celsius Initiative Sweden și Ionis Georgescu, director general FEPRA. Fiecare speaker se va alătura și vă va prezenta, va avea o intervenție în cadrul acestui panel. Vom vorbi mai lent pentru că avem și traducere simultană pentru invitații care nu înțeleg limba română, astfel încât să putem avea un dialog doar în limba română. Voi da cuvântul în continuare pentru prezentarea dedicată construirii de parteneriate pentru economia circulară în orașe. Doamnei Carolina Tucanen, Project Manager City of Tampere. Sper că mă auziți și să putem începe prezentarea. Thank you so much. Let me just share you my presentation and then we can get started. So, hello everybody. My name is Karolina Tuukkanen and I come from the city of Tampere, from the Sustainable Tampere 2030 program. Just a minute to get you my presentation and then we will start. Just a moment. We are experiencing some technical issues, but we will shortly get rid of those. Oh, so I will start my presentation because my screen seems to be stuck at the moment, so I cannot escape it. So just a moment. Sorry for this inconvenience. Everything was fine before, but now we seem to have a little bit of an issue here. Right. Well, anyways, my name is Karolina Tuukkanen, as I said, and I come from the city of Tampere, and I'll be trying to. Can you actually access my presentation? Because everything seems to be sort of stuck now on my screen. Nicoletta, would you have my presentation so that you could share it? Would that be possible? Because I cannot access anything from Zoom at the moment. Or should I just speak without the presentation? I will try. You can start, and in the meantime, I will try to access your presentation. Yeah. Well, I'll speak without the presentation. Let's do that. I wanted to talk to you a little bit about our project, which is called Kieppi Project, which is a project concentrating on the partnership models of circular economy, and also about the funding mechanism that is funding this project. I'm so sorry. This whole system is now sort of. Thank you. That's it. Yeah. Thank you. Yeah. If you can share that, that would be lovely. So from the beginning. We are doing this Kuusakka-funded project, which is a funding mechanism from the European Union, which is directed to the six largest cities in Finland. And we've started this project, Kieppi Project, in 2019, and we're concentrating especially on Can you see my presentation at the moment?
So we're concentrating on thinking about how we could build partnership between different cities and then also different companies in reaching a sustainability goal. So we're focusing on the three different cities and three different city areas, urban areas in Finland. So we have the city of Espoo, we have the Turku Science Park, which is a city-owned company in Turku, and then we have the city of Tampere, where I come from. And we're looking at three different urban areas that will be developed in the near future or in the becoming years. And we want to see how we could make these urban areas more sustainable and more according to circular economy. And so we started this project together with these cities to find out how we could build better partnerships within the cities and especially between cities and companies. So our aim, especially in this project, is to create this kind of partnership model for circular economy. And what we started doing is, first of all, seeing what these new neighborhoods need that we're focusing on. And then we started thinking about what kind of partnerships we need to actually reach these really high sustainability goals that are attached to these certain areas that we're looking at in Tampere, Espoo, and Turku. And we realized that even though cities do a lot of partnership through public procurement, there isn't a lot of room for this cooperation that is more long-lasting and maybe at an earlier stage. And we realized that we need to have a partnership model that allows the cities to use the innovations produced by the companies and obviously the research institutions as well. So that's why the partnership model is so important in our project. And what we did, we have different kind of sort of themes in this project. So the partnership model is the main focus, but then we have different kind of themes that we're developing this project. And we're looking at themes such as circular economy and infrastructure building in Tampere. And then we're looking at sustainable and healthy green and blue landscape and urban food production. So we're cooperating all the time through these piloting themes with companies here in Tampere. And then at the same time, we're looking at how we could better develop these partnerships. And the partnership model, we sort of have this idea or this sort of starting point that we think that especially when we have these new neighborhoods and these neighborhoods that we're looking at here in Finland, they have very high sustainability and circular economy goals. And we're thinking that this is something that the cities cannot reach on their own, because cities, even though they are strong actors in the sustainability field, but when it comes to innovations, cities are not probably the best entities for new innovations. And that's why we need to look at the entities who actually produce these innovations that we need so that we can reach these really high sustainability and circular economy goals. So then we look at companies and we look at research institutions. And the idea is that this partnership model that we're developing here would help cities cooperate in a more strong and earlier stage and in a better way with companies and with research institutions, so that cities could then get these new innovations into action in these new neighborhoods. And we're looking at a different kind of sort of scalable outcomes. So the whole idea is that this model and all of these pilots that we're doing in this project that are concerning circular economy solutions and innovations would be scalable to other cities and even internationally. So the partnership model that we're doing at the moment will be something that we'll be sharing with other cities in Finland and obviously also abroad. So we will be translating that into English. And we're developing this model together with two consultancy agencies, which gives us a more broader perspective on what the partnership should include and what should be the role of the cities in the future. So we're hoping that cities are not just public procurers in the future, but also platforms and partners for companies and research institutions. And we've been looking quite a lot about cooperation within cities and between cities. This KuuSaika funding mechanism from the European Union, which is according to the KuuSaika strategy in Finland, and I'm going to talk to you a little bit about it later on, also is a mechanism that is meant for partnership building and cooperation between the six largest cities in Finland. So we have those three cities in this project, and we've done a lot of cooperation with it within these cities, and we've shared all the good ideas that we get from different cities in this project. And then we've tried to implement those in the other cities in the project as well. So we have
every 2 weeks we meet together with these three cities in the project, and we share ideas and we exchange different kind of methods, and we've even come up with these sort of working groups within these cities where we can exchange ideas about circular economy and about different pilots and about different innovations. And then one thing that has been sort of a very good outcome of this project, especially in Tampere, that we've focused a lot on the cooperation within the city as well. So we noticed at the beginning of the project, we actually did a very massive and extensive sort of round of discussions within the city and within the, all the city units that we thought were important for this project, and which were quite a few. And we realized that the city units themselves within the cities don't actually cooperate a lot. So we brought these units that work on the same themes, maybe from a different angle, but in the same themes. We brought them together on the same table for the first time in this project, which was something that was actually quite amazing. And I think this is one of the plus sides of the projects, that we can sort of look at things from a little bit from the outside and see where the cooperation should be a little bit better within the city as well, and then do something about that. And that's what we did in the project. And then as I said, the funding mechanism is called Kuusaika, which means six times. And it is a funding mechanism that was created 2013 when we got this project funding from the European Union, and we decided that we want to sort of, as we are a very small country with very small cities, we thought that we should put cities, largest cities together, so that we could sort of enhance everything that is learned and produced within those projects and make sure that cities actually share these things together. So we've had over 60 projects already with this funding, and still 17 projects ongoing, even though the financing term or the time is now ending. And the whole idea of the Kuusaika funding mechanism, which is for the sixth largest city, so we're talking about Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku, Oulu and Tampere. The whole idea is to sort of build capabilities and strengthen cooperation, and then obviously also make sure that Finland is competitive in the international markets as well. And the most like largest themes in this project have been, we've had three spearhead projects which amount to 27% of the whole funding, and these have been mainly about building capacity and knowledge base in cities, and then training and employment has been one really large theme, and then circular economy and energy is one of the biggest themes that will be, that has been funded through the project. And we've had so far amazing results. We've had so many new solutions and opportunities implemented through this project. We have we've made new innovations with over 4,000 companies, and a lot of solutions and services have been tested in real urban settings, which is something that is really important to the companies. And we've sort of made the cooperation within the within the companies and the cities very sort of new, as what we're trying to do with the partnership models as well, and not focusing so much only on public procurement, but other kind of partnerships as well. And the main target groups, focus groups in the whole funding mechanism on companies, and then obviously cities are the ones that implement the projects. And we've also sort of given a lot of opportunities for job seekers and students, and there's been over 5,000 people participating in improving their studies and employment opportunities. And there's been a lot of collaboration between cities and research, development and innovation organizations and citizens and so on and so forth. So we've had this quadruple helix sort of model where we bring different kind of entities together to co-create. And the whole funding mechanism is 100 million euros, and 50% of this comes from the European Union, and then 17% is put by the state of Finland, and then 33%, the remaining part is then financed by the cities that are involved in this particular funding mechanism. And as I said, 60 projects already, 17 still ongoing, and amazing results. So that's all about me, and I'm so sorry about the technical issues, but I hope you got some ideas about my presentation anyways. Mulțumim, mulțumim tare mult pentru prezentare. Într-adevăr, din păcate, nu am putut accesa prezentarea pe care ați pregătit-o, însă cu permisiunea dumneavoastră vom încerca să o inserăm în secțiunea comentariilor sau pe site-ul Gherila Verde.
Tot despre posibilitățile de finanțare vom vorbi în continuare cu Frauke Muth, directorul programului Growth Program Romania, din partea IA and Norway Grants. Bun venit, Frauke! Nu știu dacă auzi traducerea simultană. Dacă nu, is that okay? Do you hear the translation? Hi, Frauke. You have to deactivate to unmute your microphone. Now better? Thanks. Okay, thank you so much for inviting me once more. I am very honored to be allowed to present the business opportunities for circular economy projects under the EEA and Norway grants in Romania today. My name is Frauke Muth. I'm the manager of the business program in Romania, and I also present the energy program bits on behalf of my colleague Inge Carney. Let's start by just summing up the objectives of the EEA and Norway grants. My colleague Magna, who spoke in the previous panel, has already described a little bit the overarching political thoughts around our programs. As you know, Norway is not a member of the EU, neither is Iceland and Liechtenstein, but together they are part of the European Economic Area, and as such, they also contribute to funding to interesting projects, which have as a goal to strengthen the relations between Norway, Iceland and Liechtenstein with the countries receiving the funds, among them Romania. And Innovation Norway, my employer, they operate the business and the energy program in Romania, which is in total around 100 million euros. And most of it provides opportunities for funding for projects from circular economy. Let's have a look. First of all, the problem. The Romanian economy, as you probably know, currently blows twice the amount of bad stuff into the air than an average EU country. And when something is produced in Romania, it uses a high amount of energy and raw materials. So the industrial processes, they also see significant losses and mismanagement of waste. In other words, Romania has a resource efficiency problem. But the good news is that if businesses are a big part of the problem, they also have it in their hands to contribute to the solutions. And going green, as we see it, can be a smart move for businesses. Why is that? Well, going green can save you costs. Greening your businesses takes an initial investment. You must make an investment and invest some money, but over time you will probably save costs by making this conscious decision for greening, for going for sustainable solutions. It will probably also increase your revenue, as green investments or innovative green solutions, they now tend to open new markets and lead to new customers who value sustainable solutions. They also improve reputation. As my colleague in the previous panel said, going green is hip. And that's exactly what the consumers of today think. They want to buy products from people who care more than just for making money. And I think that's also in your interest when you decide to invest in greener solutions. And then last but not least, going green also would reduce risk as the EU constantly makes new rules prohibiting bad stuff
prohibiting bad production solutions, for example, that contribute to harming the environment. So being an early adapter, you will decrease the risk that you are caught sort of unprepared and then have to invest a huge amount of money in order to adapt to it. So all of this is relevant, I think, and the EEA and Norway grants can help finance you going green. And there we have the energy program in Romania, which aims at tackling the resource efficiency problem through financing projects that reduce greenhouse gases emission through energy efficiency measures, for example. And they also finance and give some priority to projects that have partnerships. So we heard in the presentation by Carolina already that partnerships are important. We think that international partnerships can be very important within Europe. Also, we want to together work together for a greener Europe because environmental harm does not know any borders. So we need to work together to be greener and also more competitive toward third countries, like China, for example. So we think that when you have a good project and also have a relevant partner contributing to your project, you should get additional points in our assessment process. And under the energy program, applicants can be both public players, but also private enterprises. So there we have really a huge range of potential entities that could receive funding from us. For the business program, we aim at business development that at the same time create results. This under our relatively famous and well-established focus area, green industry innovation. Here, we say that applicants should, of course, be SMEs. We also allow for large enterprises with no more than 25% public ownership. But of course, as this is a business program, the beneficiaries should be SMEs from Romania. So it's very important for us, of course, also here, Norwegian companies, NGOs, public players can join as partners, but the Romanian companies are in the center. They should be developed. They are in the driving seat. Let me give you a couple of examples. This one is from the energy program. And the furniture producer CMEX has received funding under the energy program. And they now in the middle of the pandemic, installed solar panels on the roof of their factory. And they're now generating renewable energy and electricity for their furniture production. This led to a reduction in CO2 emissions and to the production of renewable energy that is fed into their furniture production. It also created new jobs, something which we, of course, also are, we like to see. Another project, this one is funded by the business program, is that the packaging producer Promateris, which previously was called Protplast, maybe you know this under this name as well, they got financing for two projects already, and that will help them finalize their transition from traditional plastic towards biodegradable, compostable, and even marine biodegradable packaging solutions. So these plastic bags, you probably know them, all of you, when you go to the supermarket and buy a couple of vegetables or fruits, you usually have this little bag that is actually biodegradable, and this comes from Promateris, and they have received funding for a production line that helps them produce these bags. And in another project, they also actually invest in a new production line that will help them
producing the raw material pellets needed for producing this bag and many other products that are biodegradable. So a very good project, and they also have a partner from Norway, BioBag International. This is already a very proven partnership, I would say, and our experience is that these partnerships across borders show the best results over time. Just a little glimpse on upcoming calls within the circular economy. Of course, I can't go into detail right now, but I will provide to you the link where you can find these calls. All the calls here are currently not yet online, but they will be published in the next couple of weeks, probably in mid-April, end April. The blue ones are under the energy program, the red ones under the business program. So we will have an increased renewable energy production call, both for renewable energy sources in general, such as, for example, solar panels or biogas, but also one on geothermal, on using geothermal energy. Then there will be, under the business call, the Green Industry Innovation Call, financing projects such as Promateris, which I just presented. They are relevant for those companies that are at least 3 years old, that have been established for 3 years already. But if you're not 3 years already, you could participate in a startup call, which is also soon to be launched. Under the energy program, there will also be some additional calls coming up linked to research and development and to training and awareness, even though not constituting a sort of business opportunities. They are sort of supporting the circular economy aspect within their respective area. Then there are other calls that are open right now. They are not directly contributing to the circular economy. I just wanted you to have a look at them. They have closing dates in a couple of weeks, hydropower call and electrification of households. This is our webpage where you can find all the calls. You have here our internet address, and you have under calls for proposal, all the calls will be listed that we are involved in, either directly as operator or as donor program partner. And then just to underline how important we think partnership is, you can have a look. If you find a relevant partner, we will provide a matchmaking opportunity for you in a couple of weeks where you can find such partners. It could be any legal entity registered in Norway, Liechtenstein, Iceland, or Romania, but it's not mandatory. It's just optional. Good. And last but not least, if you have any questions, we have a very competent team that are now sitting in the back, so to say, and watching, and they have read this, and they will be answering your questions under the following email addresses. The innovation one is for the business program, and the energy one is for the energy program. Thank you so much. Mulțumesc. Thank you. Thank you, Frauke. Mulțumim pentru sprijinul pe care îl acordați domeniului de afaceri românesc pentru a trece către o economie verde. O să predau mai departe cuvântul domnului Cristian Focol, președintele Asociației RESPODE, pentru a ne vorbi despre importanța reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice în economia circulară. Nicoleta, îți mulțumesc pentru invitație. Foarte interesante prezentările din acest forum. Vreau să vă rețin câteva minute pentru a vă prezenta aspectele economiei circulare din managementul deșeurilor, echipamente electrice și electronice. Aș începe cu primul capitol, care este cel mai important și cel mai dezbătut la ora actuală în România, și anume colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Aici putem să vorbim de o educație și în același timp o obișnuință a utilizatorului și deținătorului de deșeuri, consumatorul final, cetățeanul român,
care în ultima perioadă a înregistrat o modificare a comportamentului. Sunt studii făcute în care arată că la nivel mondial doar 17,4% din total deșeuri electrice și electronice generate au ajuns în fabrice de reciclare. Deci, practic, avem de lucrat pentru a obișnui cetățenii și deținătorii să aducă aceste deșeuri sau să le trimită pe un circuit corect. Același studiu ne arată că generația care urmează, generația Z, cum este denumită, își pierde din obiceiul de a selecta separat și de a depune într-o direcție corectă deșeurile de echipamente electrice și electronice de mici dimensiuni. Practic, aici, în această categorie, intră toate deșeurile pe care le folosim zi de zi, de la încărcătorul telefonului mobil și până la toate electrocasnicele folosite în casă de bucătărie, baie și așa mai departe. Teoretic, aceste deșeuri trebuie să fie separate încă de la momentul în care nu mai sunt utilizate și puse într-un recipient special pe care poate să-l ducă înapoi spre o entitate de colectare deșeurilor echipamente electrice și electronice. Din păcate, doar o treime din tinerii între 18 și 24 de ani obișnuiesc să facă acest lucru în comparație cu populația cu vârsta cuprinsă între 44 și 55 de ani, care depășesc 50%. Deci, practic, avem în loc să așteptăm o creștere a acestor obiceiuri, o educare a populației, studiile arată că obiceiurile, procentul persoanelor care se ocupă de aceste deșeuri în mod corect este în scădere. În acest moment, în acest motiv, noi trebuie să lucrăm, să ne concentrăm eforturile și să încercăm să combatem această direcție. Și aici, unul dintre motive principale pentru care avem o întârziere sau o amânare a momentului în care un posesor de deșeuri de echipament electric îl duce către o instalație de colectare sau un magazin, este dat de faptul de obișnuința prin care el a fost învățat în ultimii ani să primească o recompensă pentru acest gest. De tot acest mecanism este cunoscut sub denumirea de buyback, cu valori în unele cazuri simbolice, dar în alte cazuri cu valoare absolută considerabilă. Trebuie să spunem că statele civilizate au ajuns să renunțe la acest mecanism de buyback. Ei au trecut la un mecanism de takeback, în care în momentul în care se achiziționează un echipament nou, trebuie să vină în mod obligatoriu cu un echipament vechi sau în situația în care nu există acest echipament, nu este posibilitatea să fie făcut rost de el, trebuie să achită o taxă suplimentară. Acest mecanism în unele state din vestul Europei este deja funcțional. Mecanism care a ajutat la creșterea volumelor și a ajutat la atingerea țintelor de colectare. Noi, ca și organizație de transfer responsabilitate pentru aceste deșeuri echipamente electrice și electronice, susținem această modificare a comportamentului și a trecerii de la mecanismul de buyback către mecanismul de takeback. Mai apoi, dacă mergem către instalații de tratare și reciclare a acestor deșeuri, aici trebuie să discutăm despre realitatea pe care o avem la acest moment în piața din România. Practic, Ministerul Mediului și agențiile care sunt subordonate lui ne aduc la cunoștință că există aproximativ 70 de societăți comerciale care dețin o autorizație pentru acest tip de activitate. Fiecare societate are anumite categorii de deșeuri pe care le poate trata. Cea mai importantă și cea mai mare capondere în categoria deșeuri de echipamente electrice și electronice sunt deșeurile de transfer termic și, în special, echipamente de răcire. Aici vorbim în special de frigidere, lăți frigorifice, echipamente care necesită o instalație specializată care să poată să facă tocarea lor în condiții de siguranță și protecția mediului, instalații care necesită investiții considerabile de milioane de euro. Practic, aici noi avem doar două entități care sunt specializate pentru această categorie de deșeuri, de tratare de deșeuri, iar pentru celelalte deșeuri pentru care avem pe fiecare în parte un mod diferit și o tehnologie diferită de tratare, sunt mai multe societăți. Nu avem informații la momentul actual care este capacitatea totală de tratare în aceste societăți comerciale, dar este important și susținem ca aceste
informație să fie colectate și puse la dispoziție tuturor operatorilor în această piață pentru a putea să avem o imagine completă și să știm ce avem de făcut pentru implementarea acestui mecanism al economiei circulare. Știm foarte bine că volumul de deșeuri, echipamente electrice și electronice este într-o creștere accelerată, motiv pentru care trebuie să ne pregătim și cu partea cealaltă a industriei de reciclare. În același timp, vreau să vă rețin câteva minute atenția și despre obligațiile producătorului, cel care practic pune în piață și generează tot ce ține de acest circuit. Producători care, în conformitate cu legislația în vigoare, trebuie să, din momentul în care proiectează un echipament electric, să acorde principiile de proiectare astfel încât să fie un produs ușor reciclabil și să fie realizat din materiale ușor reciclabile. Din acest motiv, ei sunt obligați și legislația noastră în vigoare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice obligă acești producători să pună la dispoziție centrelor de servici și societăților de reciclare manuale de servici și și piese disponibile pentru aceste categorii de activități. Motiv pentru care aici trebuie să lucrăm puțin, să facem o conexiune sau să stabilim un dialog între acești producători și societățile specializate pentru astfel de activități. În același timp, trebuie spus că legislația în vigoare în România prevede o serie de obligații pentru producători, dar în același timp nu prevede nicio formă de penalizare. Singura obligație pe care o are un producător care este sancționată, să zicem, este faptul dacă acest producător este sau nu este are încheiat un contract de transfer de responsabilitate cu o organizație de acest fel licențiată de către Ministerul Mediului. Pentru celelalte activități, la momentul actual, sunt doar obligații pe care noi încercăm să le aducem la cunoștință producătorilor și în același timp să le prezentăm ce înseamnă economia circulară și ce prevederi va aduce legislația care este în traducere acum de la autorității europene, de legislație care va fi implementată și în țara noastră, care presupune ca acest producător să fie implicat și să urmărească produsele pe care le pun în piață de la momentul în care le-au vândut către un distribuitor până la momentul în care aceste produse au ajuns puterii prime secundare. Aceste obligații sunt într-adevăr prevăzute și în legislația actuală de deșeuri, echipamente electrice și electronice, dar, așa cum spuneam, de puține ori aceste informații se întorc către producătorile, rămânând la nivelul organizațiilor de transfer de responsabilitate. Pentru moment, asta este situația deșeurilor echipamente electrice și electronice în România. Economia circulară este binevenită și va aduce o accelerare a procesului de colectare și tratare corespunzătoare și în condiții prietenoase mediului. Iar organizația noastră, Asociația RESPA de EE, face toate eforturile pentru a stabili acest dialog și a pune în funcțiune mecanismul cu toți actorii implicați. Nicoleta, îți mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și noi pentru intervenție. Desigur că până la a vorbi despre deșeuri, prevenirea este un pilon foarte important în contextul economiei circulare și despre acest lucru ne va vorbi Luminița Roșca, directorul Departamentului de Mediu în cadrul Stratos. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Bună ziua, Nicoleta! Mă bucur că am ocazia să particip la acest eveniment interesant și sunt onorată de faptul că sunt împreună cu atâția oameni interesați, preocupați și specialiști în acest domeniu. Despre economia circulară putem vorbi zile întregi și nu epuizăm acest subiect. Începuturile istorice ale economiei circulare sunt legate de economiștii Thomas Malthus și Henry George, care încă din secolul XVIII au adus în atenție aspecte legate de rolul inovației în creșterea și descreșterea economică. Un alt nume important este arhitectul Stael, fondator și director al Institutului Product Life din Geneva, care încă din 1976 vede economia circulară ca pe un important mijloc de a diminua șomajul prin crearea de noi locuri de muncă,
în ateliere de reparații sau în zona de gestionare a deșeurilor generate de industrializare. Așadar, economia circulară este un concept complex, studiat iată de peste două secole și este în permanentă schimbare, deoarece apar noi produse, noi industrii, ceea ce impune și ajustarea obiectivelor. Dat fiind amploarea subiectului, mi-am propus ca astăzi să mă axez pe un anumit element și anume rolul sectorului privat în economia circulară cu accent pe prevenire. Au mai adus în discuție acest subiect și antevorbitorii mei și mă bucur că suntem mai mulți care suntem preocupați de sectorul privat. Pentru a avea o structură a ceea ce mi-am propus să discutăm astăzi și a nu mă abate de la subiect, voi rula o scurtă prezentare cu acordul dumneavoastră. Sper să nu am... Bun, deci sectorul privat are un rol foarte important prin aplicarea principiilor precum răspunderea extinsă a producătorului. Sectorul privat trebuie să includă în strategiile de dezvoltare, producție, distribuție, elaborate la nivel de top management, principiile economiei circulare. Trebuie să implementeze aceste principii pentru a diminua utilizarea de resurselor și implicit producerea de deșeuri încă din faza de design al produselor. Și mă refer aici la produse cât mai puțin ambalate, nu ambalate excesiv, utilizând pentru ambalare materiale cât mai ușor reciclabile și ideal 100% reciclabile, cum ar fi sticla, aluminiu versus tetrapac, produse ușor de reparat, cum spunea și domnul Pocol mai devreme. Sectorul privat trebuie de asemenea să încurajeze și să creeze parteneriate sustenabile în zona de aprovizionare cu materii prime, în zona logistică. Să analizeze impactul asupra mediului, nu în ultimul rând, și să aplice măsuri de reducere în toate procesele și fluxurile de la dezvoltare până la aprovizionare și producție. Considerăm că circularitatea implică, în primul rând, prevenirea utilizării în exces a resurselor și cred că toți suntem de acord cu acest lucru. Trebuie să evităm generarea de deșeuri și să stimulăm creșterea durabilității produselor, a ambalajelor utilizate, ușurința reparării și mai apoi a reciclării produselor și ambalajelor, pentru ca resursele să fie consumate cât mai puțin, mai responsabil, iar cele intrate deja în circuitul economic să poată fi reutilizate cât mai mult. Prevenirea trebuie să fie prima opțiune, da? Așa cum este și în toate directivele și în toate cursurile, peste tot unde vorbim de economie circulară, vorbim în primul rând de prevenire. Atunci când discutăm despre deșeuri, despre consumul de resurse. În ultima perioadă s-a discutat destul de mult despre reutilizare și reciclare și sunt elemente de asemenea foarte importante, dar mai puțin despre prevenire. Am ales câteva exemple în continuare care îmi doresc să inspire cât mai multe companii, dar și autoritățile cu privire la prevenirea consumului de resurse și deșeurilor. O să vedeți în cele ce urmează. Este nevoie de o prioritizare în zona de prevenire a deșeurilor. Avem un plan de prevenire al deșeurilor reglementat și introdus în legislația națională. Prin legea 211 din 2011, atât la nivelul autorităților, cât și la nivelul sectorului privat. Da? Deci trebuie să devină o prioritate. Este un element important, iar și în schema răspunderii extinse a producătorilor sunt multe companii care au dat atenția cuvenită acestor componente importante în economia circulară. Cum spuneam, am ales câteva exemple, sunt foarte, foarte multe. Dar din respect pentru timpul alocat și pentru timpul colegilor mei de panel, nu voi da decât patru. Un exemplu este Danone, Evian, care începând cu anul 1995, când și-a modificat forma și gramajul ambalajului, până în 2010, când a reușit să reducă cu 40% greutatea ambalajului și folosirea 25% din materialul ambalajului din PET reciclat, a reușit să aibă o reducere de 53.000 de tone de PET pe an. Dacă considerăm conform studiilor că pentru un kilogram de PET se utilizează 2 litri de petrol,
Danone Evian a redus consumul de petrol cu aproximativ 100 de litri pe an. Un alt exemplu care inspirațional, să spunem așa, este Audi, care a aplicat circuitul închis din aluminiu, începând cu 2017. Prin acest program, Audi, împreună cu furnizorii săi, a recuperat deșeurile de aluminiu generate și le-a transformat în piese noi, având aceeași calitate, dat fiind proprietatea cunoscută a aluminiului de a fi reciclat 100% fără a-și pierde proprietățile. În acest fel, Audi a redus impactul de dioxid de carbon cu aproximativ 150.000 de tone metrice în anul 2019. Colgate Palmolive în 2020 a lansat prima pastă de dinți cu tub reciclabil 100% din HDP. Știm că tuburile de pastă de dinți sunt foarte greu de reciclat, dat fiindcă sunt fabricate dintr-un mix de plastic și aluminiu și tocmai de aceea ceea ce a realizat Colgate este un important succes. Colgate și-a propus ca până în anul 2025 ambalajele tuturor produselor marca Colgate Palmolive să fie 100% reciclabile. United Airlines Holdings, un alt exemplu interesant, a început în 2018 un program de ușurare a aeronavelor. Prin măsuri precum revistele, da, revistele din avion au fost produse dintr-o hârtie mai subțire, s-au interzis cărucioarele puse la dispoziția clienților pentru cumpărături din duty free pentru zborurile internaționale și s-au redus inclusiv cantitățile de băuturi și degustările de vin. Rezultatul a fost reducerea cu aproximativ 30.000 de tone de dioxid de carbon pe an, ceea ce echivalează cu consumul a 6.400 de mașini și 2 miliarde de dolari saving în costurile cu combustibilul. Este foarte interesant pentru că poate am spune că durează, aceste lucruri durează și sunt costisitoare, însă profesorul Bruce Usher de la Columbia Business School și consultant pentru Closed Loop Infrastructure Fund spune, și cred că mulți sunt de acord cu ceea ce spune Bruce Usher, the circular economy represents an immense business opportunity through reduced costs, increased efficiencies and elimination of waste. De aceea, cred că sectorul privat n-ar trebui să se teamă să ia astfel de măsuri, pentru că beneficiile sunt multiple. Oricum trebuie să existe un T0, nu avem încotro, acesta este viitorul, cum spuneau și colegii din primul panel. Eu am enumerat câteva dintre beneficii pe care le-a mai menționat și Frauke mai devreme. Reducerea costurilor cu materialele folosite, atât pentru produse cât și pentru ambalajele acestora, reducerea de costuri cu resursele, precum combustibil, energie, reducerea costurilor plătite pentru deșeurile generate, deșeul menajer, ambalajele, beneficiu prin refolosirea propriilor produse, prin propriile deșeuri, ceea ce conferă zonei de business independență și stabilitate. Eco-inovația, ideile noi, produse noi, servicii noi, care fac diferența față de competitori și atrag clienți. Sunt multe exemple, două dintre ele le știm probabil cu toții, este General Motors și Tesla. Plus finanțările din această zonă, așa cum menționa și Frauke mai devreme, este iar un domeniu care ar trebui, sau o zonă care ar trebui să dea curaj și să mobilizeze sectorul privat. Și nu în ultimul rând, o imagine eco-friendly, adaptată cerințelor consumatorilor, angajaților, autorităților și chiar și potențialilor investitori. M-am gândit, după ce am selectat exemplele de mai devreme, de ce nu am dat exemple din România, de pe teritoriul național? Ca și consultant de mediu cunoaștem foarte multe companii din România
care fac multe demersuri în această direcție. Dar nu mi s-a părut corect să aleg 3 sau 4 dintre ele și nu pe toate, pe de-o parte. Pe de altă parte, chiar dacă derulează multe proiecte și multe acțiuni, au rapoarte de sustenabilitate sau rapoarte de CSR, cum sunt ele numite, informația este destul de greu de găsit. Trebuie să studiez 10 sau chiar sute de pagini pentru a găsi o informație relevantă. Aș încuraja operatorii economici, zona de business din România, să nu fie modestă cu a transmite informații relevante pentru publicul larg. Aș spune că ar trebui să extragă esența și să o comunice publicului larg în presă, pe rețelele de socializare, scurte date relevante. Cele 4 exemple pe care le-am dat mai devreme le-am găsit în presa străină. A fost ușor de identificat, sunt motivante, sunt relevante și cred că asta ar trebui să facă și companiile de pe teritoriul României. Repet, știu foarte multe exemple, m-am rezumat la da exemple de pe piața internațională, să spun așa. Eu cam atât am avut de spus. Nicoleta, îți mulțumesc pentru invitație și aștept discuții, dezbateri și alte subiecte de acest gen să le aprofundăm. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și eu, Luminița, pentru intervenție. O să te rog doar să dezactivezi opțiunea de share screen ca să putem vedea următoarele prezentări. Și îți mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea pe care ne-ai dat-o de a trece puțin în lucrurile concrete și de exemple de studii de caz. Este ceea ce se va întâmpla mai departe și cu intervenția invitatei noastre Emilia Pisani din partea Celsius Initiative Sweden, care va fi alături de noi și mâine în cadrul workshop-ului pe care îl vor organiza și sper că în această intervenție ne va da și mai multe detalii despre acest lucru. Ei bine, Celsius Initiative face parte din Parcul Științific Johannesburg și este un centru de colaborare pentru soluții eficiente care susțin orașele în tranziția lor energetică la sisteme neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon. Emilia, sper că ne auzi și că poți ne poți prezenta acum. Great, thank you very much, Nicoleta, for that introduction and for everybody for allowing us to be here, this opportunity once again to collaborate. It's always very fruitful and exciting. So thank you. And to all the other presenters that came before me with your fascinating presentations, very varied. And it's always nice to see that there's some things that are mirrored in what we do, work with cities, the work, cross-border collaboration, the fact that we can actually speak about this for days on end, I agree. I'll try to keep it short and sweet and let you know a little bit more about Celsius. So I'm very happy to be here. Celsius, the Celsius Initiative, is actually a European project that lives on. We started back, and I'll give a little bit of brief history. Our purpose is to accelerate the energy transition through the deployment of smart and sustainable heating and cooling in cities. And so, as mentioned before by Tampere, the importance of cities is crucial. So here I would like you to remember heating and cooling and cities. These are our key focus. There's a lot that can be done, as we've heard through the other speakers, but I'm gonna take this tiny, tiny slice, this little grain of salt, and focus on what can be done through heating and cooling. So according to the C40 group, cities occupy only 2% of the world's landmass, but consume over 2/3 of the world's energy and account for over 70% of global CO2 emissions. So this is really something that we need to take into consideration. If you want a little bit of fun information about a fun infographic about cities, here is one. I would like to make this as interactive as possible. So I hope it's okay with you that I share some links as I present in case you want to follow up on some of the information
One of the things we do is a lot of constant knowledge transfer, so I want to make this available for you. So taking in this into consideration, and based on the premise that cities and districts are in a position to take the lead in the energy transition, about 10 years ago, the Islington Borough in London and the Greater London Authority, Rotterdam, Genoa, Cologne, and Gothenburg got together and decided, okay, we need to make a difference here. There's a lot of energy poverty. There's really a transition to be made. And there is a solution that has been tried and proven over and over in many countries, in many contexts, district heating. So they got together and applied through the seventh framework program, sort of like the grandparent of the Horizon 2020 and Horizon Europe programs you see now of European fundings for research innovation, and got together and applied and successfully applied for the Celsius project. The Celsius project was built on three pillars, and it went from 2013 to 2017. These three pillars were to develop innovative solutions for district heating and cooling. So what's district heating and cooling? I'm not sure what the background of people here is, but the idea is that, speaking of circular economy, is that instead of that, every house has an individual gas boiler, which can be very dangerous if it explodes, it's expensive and very polluting, you centralize the heating system. And by centralizing it, it allows you to use more renewable energy sources, recuperate sweet heat, I will go into a little bit about that, and also makes the system more efficient, more reliable, and robust in case of a crisis. So we developed new demonstrators to see, okay, these are solutions that are tried and tested. We had some new solutions, we had some old solutions regarding production, distribution, storage, and usage. And it was great to have this innovative solutions and these state-of-the-art things, but we didn't want to just send it to the commission. We wanted to share this knowledge. So we assembled a network of cities, 72 cities. And as we were contacting cities, we saw that there are plenty of other actors as well that are interested and want to receive this knowledge and have fantastic knowledge they want to share. So we also called them city supporters because they would share their knowledge and help us support the cities in the work. And this, during the project, is a lot of the European rules and regulations were coming into place, the energy agency, the energy efficiency directive for buildings, and many things like that. So we thought instead of one sitting or one organization sending their thoughts to the commission, if we get a group of cities, of actors together and say, we agree on this, we disagree on this. This is also important to disagree on things and come as one voice to the city, we thought we could have a much greater impact. Unfortunately, all good things come to an end. And so the project ended in 2017, but it was too good to let go. So the city of Gothenburg asked Johannesburg Science Park to move on. But before we go into more details of what we do now, let me give you some examples, positive examples of some of the demonstrators we had. For example, we can recuperate energy or waste, as we were talking about earlier regarding recycling, but this is any type of household waste. We burn it and then we use it to generate electricity and heating. And this drastically reduces the CO2 emissions. Here I just put in the chat a link where you can read more about the benefits, the technology behind it. But so instead of having landfills, which can be very polluting, take up a lot of room, you incinerate this, you filtrate the air and create electricity and heating. And in fact, I believe it was in one of the Swedish cities that the air was so polluted that the air emitted by these waste incineration factories was cleaner than the air in the city because the filters are so strong, and they created energy and heating. So you can have heating for when it's really cold, but also heating for what we call domestic hot water for when you shower, wash the dishes, and everything else. Another fun production example was that we recuperated waste energy from the London Underground. As if any of you have been to London, the underground, their subway system can get really, really warm, particularly during summer.
And so we recuperated that heat and fed it into a local system. And that would provide it, it was a win-win situation because that provided cooling for the underground and free heat for the buildings above the substation. And the Transport London all of a sudden is like, they thought they were a transport company, but all of a sudden they were selling heat, which was amazing, a whole new energy or economic resource. So here are a couple more links where you can read more about that demonstrator. So we talked about production. It was also important when you talk about these, in the energy system is storage, and how can you help with storage shape peak load. So peak loads is when there's a lot of demand on the net. So all the houses turn on their hot water at the same time, all the houses turn on the electricity. It means that the production needs to really skyrocket. And that's when you need to use all the highly polluting production energy sources. So by storing it and storing the energy when there's a low demand, it allows you to really reduce that the peak is not that high. So you can pollute a lot less. One of the solutions we found there is that we use buildings. So they have to be very particular buildings, but we heat them when everybody's at work. So you come home, your apartment is heated. It's really nice. But so then you don't have to turn on your heating when everybody else is turning it on. And that allowed us to balance the sector. Unfortunately, I don't have a link for that, but it was one of the, for example, the solutions you can find for this energy efficiency through heating and cooling solutions. And here you also see a lot of sector integration, where if you have, particularly when you start to include renewable energy for electricity, you may have a peak when there's no demand. So if you transfer it to heating and thermal energy, it allows you also to balance and to connect these, what we call sector integrations. So electricity and thermal sectors. Another solution we had is, and this is for the end user, so we looked at production, distribution, is that in Gothenburg, we have the very big port, the biggest port in the Nordics, and there's a lot of boats coming by, and these boats can't turn off their engines when they're in port. So it's very polluting, a lot of noise, not pleasant at all. So what we decided is we tested to connect one of these boats when they're docked to the district heating system. So they got hot water to keep their engines warm and to heat the boat inside. And they saw that there was a reduction of 172 tons of CO2 emissions per year. And this is equivalent to 63% of their emissions when they were in port, just connecting them to the district heating. It was a total investment of 390,000 euros. So it's a lot of money. But they saved so much on gas by turning on the engines, and that I think that after 2 years only, the standalone recuperated that money. So it was really win-win situation there. I will post a little bit more information here. And another curious side fact regarding financing and funding is that there were green bonds were used for this. And the city of Gothenburg has been one of the first cities to use green bonds to finance these types of solutions. So these are some of the examples that we developed. Unfortunately, as I mentioned before, we came to an end, but it was too good to let go. So here you see the city of Gothenburg asked Johanneberg Science Park to pair up with some of the old partners and some new ones to see how can we continue. And we managed to do so, but here I'd like to take the opportunity to give a small parenthesis and talk about Johanneberg Science Park, which Nicoleta mentioned earlier, and the importance of being housed in the right environment to be able to develop these types of solutions. And this how this has given us the strength to actually continue. So Johanneberg Science Park, we push urban development forward. Basically, we strive for innovations that are good for society and for the environment by bringing together the different actors, which were mentioned earlier in the presentations, the importance of having academia, society, research, industry come together and build on each other's strengths. So here's a list of our partners and funding agencies. And as you can see, we can integrate the building sector with mobility, with energy. And really this gives for a very fertile ground to produce projects such as Celsius. And I believe many of the projects that you've heard of before. And this is a co-creation process, which for us is very, very important.
So enough about Johan Brisen's work, now back to Celsius. As I mentioned, so the project ended 2017. What were we going to do with all this knowledge that was accumulated by the demonstrators, with all the cities that were following us? We needed to continue. We couldn't just stop there. So we managed to get support from Climate Kick, European EIT Climate Kick, the Swedish Energy Agency, as well as the European Commission to say, okay, we start in a different way, but we need to continue with this support for cities and their energy transition. So today, Celsius is a demand-driven collaboration hub. We do continuous knowledge sharing through our newsletter. We have a monthly newsletter and a webinar. So each month we pick a subject. It can be from stakeholder engagement, for example, for this month, or financing, which was last month. Next month, we're going to talk about system flexibility. And at the beginning of the month, we have a newsletter to present the subject, to present the partners we've paired up. And at the end of the month, we have a webinar to discuss this and have it a little bit more interactive. Yes, exactly. We also have workshops. We can meet again. We will have that. And we have the Celsius Toolbox, which is all the links I sent you are from the toolbox. So please feel free to go click. There are many more resources. And this we try to do sort of as a base. On top of that, we provide hands-on support for cities, because sometimes it's like, okay, got a good base, but you need to talk to somebody else. You need to talk to another city. You need to talk to another expert, somebody who has experience on the field. So we have these hands-on support through the forum groups, which I'll go into detail in a minute. We continue working with policy, because now with the Green Deal, with the Fit for Package 55, there's all these things that constantly happen in Brussels, and we need them to know what are the needs of the cities, what are the needs of the actors on the field. So we try to gather this through the discussion and communicate it with them. And we continue to support innovation and replication. Unfortunately, we do not drive demonstrators anymore. We don't have the budget for that. But that's okay, because there are plenty of other actors that are doing it. So why reinvent the wheel when we can just partner up with them and help them disseminate their knowledge? Nicoleta, please let me know if I'm running out of time and I'm just babbling. I'll try to wrap up as soon as possible. We do have enough time, and don't forget to mention the workshop we plan to work on tomorrow. Will do, will do. In that case, if it's okay with you, I will go a little bit into detail about these forerunner groups, because this is sort of what we're focusing on right now. So we're focusing on quality more than quantity. So less cities, but really in-depth support. And by cities, I think this is really important that I mentioned city representatives. We use it in a very loose sense. So it could be city representatives that work for the city. They're in charge of energy transition and urban growth, green environments. It really depends on each city. There's not like, okay, just this type. Sometimes it's the energy companies. For example, if you come to Gothenburg, I'm based in Gothenburg, Sweden, you can talk to us and they'll be like, great, but you need to talk to Gothenburg Energy. They're the ones driving things. So we really want to talk to the actors making the difference. And sometimes it's grassroots organizations. For example, you guys are doing great things. So it's really, we try to find the key actors regardless of their title or pertinence, but we call them our city representatives. And we put them with experts, so experts from industry, from other companies, from other cities, and get them to talk and bring them together to help the cities overcome their heating and cooling challenges, because all this sounds really great, but there's no straight line. The goal is clear, but the path is not clear. So what we try to do is a sounding board for cities, help them look at the bigger picture, learn from others' experience. And then we do this through a co-creation process with and for the cities based on this peer-to-peer support. So we try things and ask them, did this work? Did you like this? Okay, do we replicate it or do we change it? And we support cities in their planning and implementation of sustainable heating and cooling solutions. Once again, heating and cooling connected to electricity, but heating and cooling in cities is our key niche. And we make sure that they include a systemic approach. By this, we mean that you don't just look at the technology, because that's great, but you need to finance it. You need to see that the right policies and regulations are in place, not only at city level, at a national level, at a European level, that you have the right stakeholders engaged, because oftentimes when you have particularly
district heating and cooling solutions can be very expensive and take a lot of resources. And if they go wrong, it's catastrophic. So make sure that you ask the right questions in turn and that you have your end users in line, that you have your the people you're going to buy the heating from in line, and so on. And we do this with and for the cities. So we have paired each group up into different groups according to their interests. And each group supports one spearhead city at a time. So if you're a spearhead city, you come to us and say, hey, I have a project, for example, right now in Strasbourg in France. They want to develop a new network that's high temperature, but they want to use low temperature energy sources from a chocolate factory and a pork factory because they produce heat. And instead of letting that heat go to the air or into the river, they want to use it to heat the houses around them. So they came to us and said, okay, how can we do this? So we split it up into three key challenges we've selected with them. And this time it was like, okay, what are the technical solutions? How can we better include stakeholders and how are we going to finance this? So we meet three times and bring in experts. Okay, we have an expert on financing that comes and says, oh, what about this? Asking the right questions, looking at the solutions. Unfortunately, we can't give the answer, but we can help them point them in the right direction. And hopefully for the other cities in the group, the foreigner cities, they can exchange and get inspired. No, that's a good idea. I hadn't thought that for my project. And avoid costly mistakes. So really don't reinvent the wheel. This is our purpose. As I mentioned earlier, we're using a systematic approach. I'll go through this slide very quickly, just repeating what I said earlier, because everything is interlinked. You have the right policies in place, it's going to affect the financing. Do you have the financing? The politicians are going to be like, yeah, I want to put my name on this. It'll get me reelected next time. So there you go. And sometimes also to be prepared for unforeseen crises like the one we're living now and the corona. As I mentioned before, we have different groups and I invite you all, if you're interested, to join them. Whether you're getting started, you don't have a district heating network at all and you'd like to learn more how to get started, there's a group for that. If you have a network, district heating network in place, but it's based on coal, on natural gas, very polluting, very inefficient, how can you move away with that and start including, for example, waste heat, renewable energy sources, and so on. We have one on residual heat. So this focuses more on urban heat sources, as I mentioned before, chocolate factory, pork factory, underground, hospitals, things like that, that are heat sources that are available in your city. You can just recuperate. Oftentimes this leads to lowering the temperature, which makes it more efficient. So we have a group for that. And last but not least, one on cooling. So for cooling is just district cooling. You see a vicious cycle where you need the planet is getting warmer, but the cooling fans and ACs are very polluting, consume a lot of electricity, which is often not green. So that makes more CO2 emissions, which makes the planet more polluted, warmer. So we're trying to break that cycle with a circular economy, with a virtuous cycle. So really great that you have these types of forums. I'm almost done. Thank you for your patience. So this year, what we're trying to do is improve, evaluate, and repeat. We started last year with these groups. And we got a lot of great feedback from the cities and from the experts. So we want to continue with this continuous knowledge sharing based on the demands, based on what our members say, oh, I need to know more about this. I'm curious about the solution. And things we see that are important. For example, this whole thing about taxonomy, it's a bomb about to explode and nobody's seeing it. So we're trying to help them address those issues. Cities are co-creators. So once again, cities are representatives from a city, whether they belong to the municipality, to the energy company, or to a grassroots organization. For us, there are city representatives. And they decide what support they need, what they're interested in, which collaboration they want from experts in the industry and research and other European projects. And through that collaboration, try to make matchmaking. As I heard other presenters as well doing with this matchmaking is a key process. So thank you. Join us, not only Celsius in general, there you have the website, our email address, follow us on Twitter, on LinkedIn. Really, we're open for engagement. And not least tomorrow at
2 time in Bucharest, I believe, we're going to have an interactive workshop where you're going to get a taste of this, what we do here with these workshops, with an example from a success story in Romania, which we're very, very excited to hear about. And it's going to be very interactive to try to understand what your needs are and how we can help you. So really do not hesitate to contact us, to contact me. And thank you very, very much once again for this fantastic opportunity to present today and to host the workshop tomorrow. Thank you. Thank you very much, Emilia. Please deactivate your screen share option. Thank you. And I will switch to Romanian now. Mulțumesc încă o dată, Emilia, pentru prezentare. Suntem foarte aproape de finalul acestui al doilea panel din ziua de astăzi. Dar nu înainte de a da cuvântul lui Ionuț Georgescu, directorul general al Asociației FEPRA, pentru a ne oferi o perspectivă asupra impactului nostru de consum și care este, de fapt, impactul ambalajelor în contextul economiei circulare. Așadar, Ionuț Georgescu, ai cuvântul. Bună ziua! Mulțumim, Nicoleta, pentru invitație. Suntem onorați să facem parte din acest panel. O mică corectură, suntem o companie privată, nu suntem un ONG sau societate și focusarea noastră principală este în zona de ambalaje și management al deșeurilor de ambalaje. Pentru că am auzit foarte multe lucruri interesante despre economia circulară până acum, cred că aș începe cu o concluzie. Aș începe cu acel un ecran pe care l-am văzut mai devreme în prezentarea Emiliei din Suedia, în care erau toți stakeholderii la un loc. Era toată lumea. Ca să putem vorbi de economie circulară, trebuie să comunicăm între noi toți actorii din sistem, ceea ce deja discutăm de un lucru nu foarte ușor. Dacă până în acum economia circulară a reprezentat așa de multe ori un lucru foarte frumos de discutat și să-l punem pe hârtie, să-l încercăm să-l promovăm și să transmitem informații despre el, cred că încetul cu încetul trebuie să ne uităm la pragmatism și să înțelegem ce trebuie să facem în această zonă și care sunt până la urmă implicațiile noastre ale fiecăruia dintre noi din punct de vedere a obligațiilor și a drepturilor pe care le avem. Pentru că dacă ne uităm așa pe scurt și am să pun chiar acum în chatul discuției noastre, fiind în online avem această posibilitate să comunicăm foarte ușor unii cu alții. Ia să vedem dacă mă ajută și tehnologia, bineînțeles, control C, un control V. Am găsit un articol din 2018 despre economia circulară, care folosește niște cuvinte extrem de simple. Până la urmă, economia circulară este un model de producție și consum. Deci ne referim aici la implicarea companiilor private în producerea unui anumit tip de produs și ne referim la cetățeni în modul în care consumăm. Dacă vorbim de sute de mii de companii producătoare în toată lumea aceasta, vorbim de miliarde de consumatori. Și dacă am putea ruga un anumit nivel guvernamental, local, național, european, internațional, să vină cu o legislație care să reglementeze această zonă de producție și responsabilitate a producătorilor, și deja vorbim în zona de ambalaje de circa 40 de ani deja în Europa, de responsabilitatea producătorilor produsului ambalat pentru ambalajele pe care le pune pe piață împreună cu produsele sale. Când vorbim de consum, nu avem încă o lege. Nu avem încă o legislație care să spună, uite, dacă consum mai mult de atâta și generezi atâta deșeu, ți se întâmplă chestia asta. Avem o legislație pe managementul deșeurilor, în care teoretic există și un principiu neimplementat, din păcate, foarte bine în România, care spune plătește cât arunci. Adică dacă mie îmi place să mă duc la magazin și să-mi umplu portbagajul de mâncare și de produse și de tot felul de chestii, apoi îmi dau seama că nu le folosesc sau stau și se strică prin casă și le arunc la gunoi, ar trebui să plătesc
exact pe cât deșeuri generez. Dacă vecinul meu este un cetățean responsabil și se duce și își folosește, de exemplu, pentru apă, folosește sticla reutilizabilă, nu mai cumpără apă la PET sau la tot felul de ambalaje, și el are în față 4-5 pubele, 6 pubele și și le pune pe fiecare separat, poate și le chiar, cum să zic eu, strânge în așa fel încât să ocupe un volum cât mai mic, păi atunci fiecare trebuie să contribuie la sistem cu plusul și minusul pe care îl aduc în, ca și valoare. Deci aici vorbim de responsabilități mult mai dificil de implementat în zona de consum. Și m-aș focusa în primul rând în această zonă în care, într-adevăr, l-am auzit și pe Cristian puțin mai devreme, vorbim despre reutilizare, durabilitate, educație. Sunt niște lucruri extraordinare care trebuie făcute și care trebuie să le utilizăm de acum încolo din ce în ce mai mult. Pentru că trebuie să vorbim des, într-adevăr, despre responsabilitatea noastră, a fiecăruia dintre noi, despre modul în care consumăm. Și la un moment dat îmi puneam întrebarea așa, dom'le, ce ar trebui să fac? Uite, dar să mă zic că aș fi un expert de mediu. Ce aș putea face eu ca expert să conving lumea să înțeleagă că acest impact al consumului este fenomenal? Pentru că recunosc personal din experiență, așa, din când în când, când vorbești despre deșeuri și cu pasiune și tot spui de lucruri interesante, mulți zic că lasă că avem alte lucruri mai importante. Uite, schimbări climatice. Hai să vorbim despre această criză a schimbărilor climatice și despre această criză energetică de care vorbim. Și m-am apucat să citesc despre schimbări climatice și energie. Și mă uit încetul cu încetul și realizez că circa 40% din consumul de energie global se duce către consum. Este legat direct cu consumul nostru. Păi la câți ani ne schimbăm mașina? Păi la câte haine cumpărăm? Păi, mai am o sticlă de lapte așa puțin în frigider, dar am uitat de ea și mai cumpăr încă două la magazin. Că, când ajung acasă îmi dau seama, doar o sticlă de lapte, nu mai contează. O rezolv eu. 40% din energia consumată la nivel global se duce către consumul nostru. Și atunci mă întreb, e vreo legătură între schimbări climatice? 50 de miliarde de tone de CO2 aruncat în aer în fiecare an la nivel global și sticla de lapte pe care vreau să o cumpăr eu în fiecare zi? Probabil că este totuși o astfel de legătură. Și bineînțeles că vine pasul următor. Așa, și ce facem mai departe? Stând și gândindu-ne și vorbind în stânga și în dreapta cu diversi experți, am zis, domnule, cred că, în primul rând, ar trebui să existe un echilibru al acestor responsabilități și drepturi pe care fiecare dintre noi. Prima întrebare, cum creăm echilibru? Doi, a doua întrebare pe care ne-am pus-o este, bun, dar dacă creăm echilibru, cum putem să facem acesta la nivel macro? Pentru că la nivelul unei familii, hai să zicem, mă duc și stau de vorbă cu Tudor, băiatul meu, și zic, băi, hai să stăm puțin de vorbă să-ți arăt eu cât de expert sunt eu, care e legătura între consum și încălzirea globală. Și îl conving. Și poate el se duce mai departe și mai convinge un coleg și așa mai departe. Dar cum facem noi cu 7 miliarde, 8 miliarde de concetățeni cât suntem noi pe această planetă? Bineînțeles că sunt și unele zone extrem de sărace pe această planetă și trebuie să ne uităm și la această zonă în care, până la urmă, aproape un miliard de oameni nici măcar nu au încă energie zi de zi în casă. Dar când ne întoarcem la consum, această propagare a responsabilităților și a drepturilor și acest echilibru între ele poate fi făcut în acest moment cu tehnologie, cu digitalizare. Și eu văd partea pozitivă a ultimilor 12 luni de coronavirus, care ne arată, ne forțează puțin să acceptăm mai multă digitalizare.
Și, de exemplu, am descoperit o tehnologie acum ceva timp care ne poate ajuta să utilizăm tehnologia în așa fel încât să creăm un echilibru al drepturilor și responsabilităților între noi. Blockchain. Cu tehnologia de blockchain, dacă mergem și o ducem cât mai departe în implementare, chiar și în modalitatea în care consumăm, îmi imaginam cum utilizăm blockchain-ul și tehnologia când mergem la cumpărături. Și mă duc cu mâna, eram într-un magazin, nu știu dacă e bine să dau un numele de companie, dar nu e în România, așa că nu facem marketing în România, e un magazin Amazon Go, fără niciun om acolo, totul e digitalizat. Și te duci cu mâna spre raft și iei un produs și îl bagi în geantă. Deja știe magazinul că ai cumpărat produsul, că l-ai băgat în geantă și ți-a luat de pe cardul Amazon, ți-a luat deja banii pentru produsul respectiv. Și eu m-am întrebat, bine, dar nu pot să leg ăsta oare cu frigiderul meu inteligent de acasă și să-mi dea o notificare pe telefon și să-mi spună, nu mai cumpăra sticla aia, că mai ai două în frigider? Și după aceea să-mi spună, aha, totuși ai cumpărat-o și uite care a fost impactul tău negativ. Uite ce s-a întâmplat. Sau pot să mă uit la o zonă pozitivă. Totuși am cumpărat-o, am dus-o acasă, modul meu de consum este că la circa o săptămână acel ambalaj apare în pubelă și tehnologia informează operatorul de salubritate sau colectorul, vezi că Ionuț peste o săptămână va pune o sticlă de ce vrem noi, Tetra Pak sau PET în pubela respectivă. Aha, deci eu am să o colectez peste o săptămână, cam ăsta e volumul pe care îl voi avea. Și după aceea știe și stația de sortare, știe și reciclatorul și știe și producătorul când o să poată să facă chestiile astea. Poate par SF-uri aceste lucruri, dar eu m-am născut cu televizor alb negru prima dată și acum stau și mă uit așa, stau cu degetul și dau pe un ecran și ceea ce citeam în copilărie despre Isaac Asimov mi se păreau SF-uri și acum uite că le avem. Cred că le vom vedea în viața noastră aceste lucruri și cred că dacă ne deschidem mintea și sufletul, cred că într-adevăr putem vorbi despre economie circulară, pentru că, da, sunt oportunități, am auzit și mai devreme, sunt o groază de oportunități, o groază de idei, o groază de bani. Dar frica schimbării? Frica de a ne schimba obiceiul de consum, frica de a ne repoziționa în viață, în care să acceptăm anumite drepturi și anumite responsabilități când vorbim de economie circulară. Pentru că, mă repet, economia circulară ține de producție și consum. Deci ține de noi și de companiile private. Și aici, revenind puțin la piața românească de această dată, ce putem face în România, de fiecare dată când mă gândesc la a implementa un proiect în România, îmi aduc aminte și cu o mică frică așa a mea sau o frustrare, să o numesc, un citat a unui președinte renumit care spune, și am să spun în engleză ca să vedem impactul original, în care spune în felul următor: The most terrifying words in English language are I am from the government and I am here to help. Cred că aici trebuie să ne gândim că până la urmă noi cetățenii, noi companiile private, noi într-adevăr poate autoritățile publice locale, primăriile, ar trebui să fim mai implicate. N-am foarte mari așteptări de la nivel guvernamental și de aceea tot ce vine de la nivelul instituțiilor publice e un plus. Să nu vină o piedică, asta ar fi cel mai important. Dar să privim doar ca un simplu plus, nu să ne bazăm pe ei în momentul în care facem proiectul. Deci cred că tehnologia într-adevăr ne poate ajuta în mod real să vorbim de o economie circulară funcțională, nu doar pe hârtie, într-o intenție pozitivă, așa cum avem cu toții intenții pozitive, și să încercăm într-adevăr să folosim această tehnologie pentru a crea acel beneficiu economic și de mediu oferit de economia circulară.
Mulțumesc foarte mult, Ionuț. Ai menționat un link pe care l-ai transmis pe chat. Era vorba de chatul nostru intern, dar noi vom face acest transfer al linkurilor în secțiunea de comentarii de pe Facebook. Și Emilia, la rândul ei, a transmis câteva linkuri interesante pentru audiența noastră, așa că vom face transferul. Vă mulțumesc încă o dată, dragi invitați. Eu mulțumesc, Ionuț, pentru această încheiere care cumva se leagă de workshop-ul care va începe la ora 14 și va fi transmis live pe pagina de Facebook Gherila Verde. Are legătură cu amprenta ecologică și cum ne putem, dacă vreți, corecta comportamentul de consum atunci când el devine dăunător. Au fost foarte multe înscrieri, ne cerem scuze dacă n-am putut accepta toate înscrierile, însă cei care nu au primit linkul ne pot urmări live pe pagina de Facebook. Vă mulțumesc încă o dată, vă așteptăm la ora 14 pe pagina de Facebook Gherila Verde. Numai bine, la revedere!